Mă bucur de dumneavoastră că sunteți în adunare, iubiții mei frați și surori, de cei care sunteți la balcon. M-aș bucura însă mai mult dacă Duhul lui Dumnezeu va cerceta inimile și veți pleca din biserică plin de puterea lui Dumnezeu. M-aș bucura mult dacă ați putea să fiți aici prezenți cu întreaga dumneavoastră ființă și să fiți atenți la ceea ce Dumnezeu vă vorbește. De data aceasta, cuvântul care ne este pus în față ne privește pe noi, pentru că vorbește despre vremurile din urmă, vremuri pe care noi le trăim. Cuvântul Domnului ne spune că își vom fi confruntați în vremurile din urmă cu vremuri grele. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cuvântul lui Dumnezeu, când se referă la zilele din urmă, că vor fi vremuri grele, în original, în greacă, se referă la vremuri dificile sau vremuri periculoase sau vremuri greu de suportat, vremuri greu de trecut. Și aici cuvântul nu se referă la faptul că, din punct de vedere material, fizic, vor fi vremuri grele. Că vom fi bolnavi sau că vom fi săraci, că nu vom avea unde să muncim, că nu vom avea unde să locuim, ci vor fi vremuri grele pentru omul din lăuntru, pentru omul spiritual, pentru omul care vrea să se păstreze curat. Știu că atunci când eram copil ne-a povestit cineva că a venit din Statele Unite și maică-sa era în țară. Și a încercat să o convingă să o ia în America. Și i-a spus cum e în America, că nu vroia să meargă, ea mai bine stătea la țară, unde a crescut zeci de ani de zile și acolo era obișnuită. Și a început să-i descrie America cât e de frumos, cât e de plăcut, ce case, ce bogăție este acolo. Și a rămas bătrâna uimită. Și a zis, mamă, o să vin cu o singură condiție, dacă spui că e raiul pe pământ acolo, da, mai bine să merg în America, dar cu o singură condiție. Spune-mi dacă diavolul e acolo. Dacă cumva și dracu în America, rămân tot în România. Păi și stă ăsta să gândește, e diavolul peste tot. Diavolul nu ține cont că suntem în România sau că suntem în America, în Asia, în Africa, în Europa. Diavolul este peste tot pământul. Și diavolul prin oameni creează ca în vremurile din urmă să fie vremuri greu de suportat, vremuri greu și dificile din punct de vedere spiritual. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, spune Sfântul Apostol Pavel, dar Duhul spune lămurit, atenție! Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune clar, spune lămurit pe înțelesul nostru al tuturora. Ce spune? Că în vremurile din urmă, vremurile din urmă sau zilele din urmă, se referă la același lucru. În vremurile, în zilele din urmă, spune că unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor. Cine se leapădă de credință? Cine are credința? Și spune că atunci când sunt vremurile ăștia din urmă, vremurile ăștia dificile, unii care au credința, care poate un an de zile, poate 5 ani, poate 10 sau 20 sau 50 de ani, au fost în credință, se vor lepăda de credință, vor renunța la acele convingeri, la acea trăire evlavioasă, duhovnicească. Și nu așa că
parcă vedem astfel de lucruri, cum oamenii se leapădă și aș face așa ca o mică exemplificare, referire la muzică, referire la, eu știu, la ținută, la îmbrăcăminte și rămân uimit când văd surori, când văd anumiți oameni care aveau anumite convingeri și acum degetele pline de inele, sculănțișoare la gât și mai știu eu cum sunt, că au mers în America și au venit de acolo cum se poartă americanii și au renunțat la convingerile lor care de o viață le-au trăit și le-au păzit cu scumpătate. Nu că te bagă inelele și lănțișoarele în rai sau te scot din rai, dar asta reflectă ce are omul în lăuntru, cât de ușor omul se leapă, dar de ce se leapădă? Pentru că trăim aceste vremuri care sunt mai grele ca zilele dinaintea vremurilor din urmă. Sunt mult mai grele. Și Apostolul Pavel vrea ca Timotei să știe aceste lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă scris în canonul Scripturii aceste lucruri, ca noi să le cunoaștem, noi să le știm, pentru că necunoașterea e foarte periculoasă. Și în aceste zile, în zilele din urmă, sunt vremuri grele, ne spune în seara aceasta Scriptura, Dumnezeu. Dar acele zile din urmă sunt zilele pe care noi le trăim. Mă poate contrazice cineva? Lumea de afară, toată lumea zice, Domnule, vine sfârșitul. Aud mereu lucrurile acestea. Acum secularismul parcă încearcă să scoată noțiunea aceasta că va veni sfârșitul. Dar zilele pe care noi le trăim sunt zilele din urmă. De unde știm? Păi din Scriptură. Spunea Mântuitorul despre niște semne. Și Domnul spunea, învățați din pilda smochinului. Voi vedeți că smochinul înfrunzește, înmugurește. Și când vedeți pomul că înmugurește, știți că primăvara este aproape. În mod iminent trebuie să vină primăvara, pentru că înmugurește pomul. La fel, spunea Mântuitorul, când veți vedea aceste lucruri, să știți că venirea omului, venirea Fiului lui Dumnezeu, Fiului omului, este la uși. Și semnele pe care Domnul Hristos le descrie în Matei, capitolul 24, semnele pe care le descrie Scriptura ca semnalizând zilele din urmă, se împlinesc sub ochii noștri. Și putem spune cu certitudine că și trăim aceste vremuri din urmă. Vor veni vremuri, spune în altă parte, vor veni zilele acelea ale sfârșitului. Acum noi citim, au venit zilele sfârșitului. Vremurile din urmă, zilele din urmă, sunt zilele pe care noi le trăim. Și spune că zilele acestea sunt periculoase. Zilele acestea sunt greu de suportat, greu faci față. Și Domnul Hristos făcea o comparație spunând că Doma va fi în zilele sfârșitului ca în vremea lui Lot și ca în vremea lui Noe. Și Domnul Hristos descria vremea lui Noe și vremea lui Lot. Și ce se întâmpla în vremea dinainte de potop, în vremea dinainte ca Dumnezeu să nimicească cetățile Sodoma și Gomora, ce făceau oamenii atunci? Domnul Hristos spune că ai Doma, adică la fel fac oamenii în zilele din urmă. Și Domnul Hristos spunea și Scriptura relatează ce făceau oamenii de atunci. Și nu așa că la fel fac oamenii în zilele noastre? La fel. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Lot. Spune că el își chinuia sufletul în Sodoma și Gomora. Dacă din punct de vedere material Lot o ducea bine,
Lot acolo în acea cetate, în acea metropolă, avea tot ce-i trebuie. Avea case, îi mergeau afacerile, avea business, avea tot ce-i trebuie. Dar spiritual își chinuia sufletul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că vremurile astea grele sunt grele din cauza oamenilor, căci oamenii vor fi și descrie cum sunt oamenii în zilele din urmă. Oamenii, prin faptele lor, prin comportamentul lor, fac ca vremurile să fie vremuri dificile. Deși teoria umanistă, prin procesul acesta evolutiv, spunea că omul devine mai responsabil, omul devine mai bun și cumva se vrea să se creeze paradisul pe pământ, dar fără Dumnezeu, realitatea cu care ne confruntăm este total inversă. Omul, cu cât trece timpul, se face mai rău. Nu se face mai bun. Chiar dacă știința evoluează, chiar dacă avem computere, chiar dacă medicina evoluează, chiar dacă avem psihiatri, chiar dacă avem tot felul de specialiști, omul devine tot mai rău. Nu se face mai bun. Să nu ne lăsăm înșelați de filozofiile acestei lumi. Și aici o să mă refer la o singură caracteristică și se va vorbi joi despre celelalte caracteristici, că nu vreau să scot în evidență de data aceasta caracteristicile oamenilor din vremea din urmă, ci vreau să mă refer doar la vremurile din urmă. Cum sunt aceste vremuri? Dar vremurile acestea din urmă sunt grele pentru că oamenii, și spune aici, sunt, cum sunt? Iubitori de sine. Mă refer doar la latura aceasta a iubirii. Spune că sunt fără dragoste firească. Au renunțat la dragostea aceea, la afecțiunea aceea normală, naturală. Dar oamenii n-au renunțat la iubire, dar iubesc într-un mod pervertit. Spune, se iubesc pe sine, iubesc banii și iubesc plăcerile. Dumnezeu a spus să-L iubești pe Dumnezeu și să-ți iubești aproapele. Dar diavolul a pervertit această dragoste și oamenii în vremurile din urmă, vremuri pe care le trăim noi, se iubesc pe ei, adică au devenit egoiști. Oamenii în vremurile pe care noi le trăim iubesc banii, au devenit materialiști și oamenii iubesc plăcerile. Un singur lucru trebuie să faci ca să scapi de aceste iubiri pervertite, iubiri greșite, să fugi, să fugi de aceste iubiri. Să nu spuneți că nu există tendința aceasta de a ne iubi pe noi, de a deveni egoiști. Nu aveți în dumneavoastră tendința de a iubi banul, de a iubi lucrurile acestui pământ. Și asta se reflectă în timpul care îl alocăm pentru anumite lucruri, că pentru ce iubești ai timp. Ai timp, nu poți să spui că n-ai timp. N-ai timp pentru că nu iubești acele lucruri care ar trebui să le faci. Dar lucrurile care le faci, le faci pentru că ai timp, că le iubești, de-aia ai timp pentru ele. Și apostolul spune, fugi de poftele tinereții, îi spune lui Timotei, fugiți de curvie, fugiți de poftele firii pământești, fugiți! Trebuie să fugi și de lucrurile materiale, de materialismul acesta, de iubirea aceasta de bani, trebuie să fugim. Spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 10, spune așa, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Și versetul următor, atenție, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea.
trebuie să fugim de aceste... Asta e singura scăpare, să nu te ajungă. Și apostolul ne spune prin Duhul lui Dumnezeu că noi trebuie să fim gata și să facem față acestor vremuri. De aceea ne scrie. Domnul Hristos a spus așa: eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșit. Trăim vremuri grele, greu de suportat, ca Lot în Sodoma, ne chinuim sufletul. Dar Domnul a spus că va fi cu noi până la sfârșit. Și în aceste vremuri dificile și în aceste vremuri grele, El va fi cu noi. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Oare ce șansă are oaia? O oaie în mijlocul unei haite de lupi n-are nicio șansă. Dar dacă Domnul e cu noi, n-are ce să ne facă lupi. Vom rezista, nu ne vor sfâșia lupii. Biruința e de partea noastră, a oii, chiar dacă n-are colți și n-are ghiare și mai știu eu ce n-are, n-are niciun mijloc de apărare. Dacă Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi, atunci noi vom ieși biruitori. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi să vă citesc doar dintr-un singur psalm, psalmul 91, citesc câteva versete de la versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Căscut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Domnul va fi cu noi. Și apoi, referindu-se la vremurile sfârșitului, la vremurile din urmă, la aceste vremuri grele, Dumnezeu vorbea prin profetul Ioel, cuvinte care le-a reluat apostolul Pavel, apostolul Petru în ziua cinzecimii, Fapte, capitolul 2, citesc de la versetul 16. Și aceasta este ce a spus prorocul Ioel, ce a spus: în zilele din urmă, în acele zile descrise ca și vremuri grele, creonate ca vremuri foarte periculoase, în acele zile din urmă, zice Domnul, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Peste care făptură? Aici spune orice făptură. Păi orice făptură care crede, orice făptură care rămâne în poporul lui Dumnezeu, orice făptură care rămâne copilul lui Dumnezeu, el va turna Duhul lui. Și ce se va întâmpla? Și uitați ce descrie. Lucrurile acestea se întâmplă în vremurile din urmă, în vremurile sfârșitului. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Se întâmplă așa. Da sau nu? Aici așa scrie. Eu citesc ce scrie. Și așa ar trebui să se întâmple. Iar dacă nu se întâmplă așa, nu-i bine. Mai citesc o dată. Feciorii, cine sunt feciorii? Să-i ridicăm în picioare? Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri... Iar ridicați-vă în picioare. Tinerii. Nu vreți. Bine. Dar vă citesc în continuare ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci, zice Dumnezeu.
Iubiți frați și surori, aș vrea să concluzionez și să spun că în aceste vremuri dificile, grele, foarte, foarte greu de suportat, foarte greu de rezistat, să fii creștin, să fii pocăit, să fii curat, să fii sfânt. Poți să fii sfânt. Indiferent cum sunt oamenii ceilalți, tu poți să fii copilul lui Dumnezeu. Tu poți să rămâi copilul lui Dumnezeu. Și aș vrea ca să te elibereze Dumnezeu de orice gând din partea diavolului care spune că sunt vremuri dificile și vremuri grele. Da, sunt foarte dificile vremurile. După Revoluție, mulți pocăiți și-au cumpărat televizor. Credeau că se cultivă cu televizorul. Și după ce au ajuns la concluzia că rău au făcut că și l-au cumpărat, l-au scos afară pe ușă. Numai văd că diavolul l-a băgat înapoi pe geam, dar nu televizor, l-a băgat altfel. Știți cum? Că avem tot ce ne trebuie și toată lumea, cum zicea cineva, că o reclamă când a apărut televizoarele, vine lumea în casa voastră și așa s-a întâmplat. Lumea a venit, toată lumea vine în casa ta prin astfel de mijloace și suntem ispitiți și suntem bombardați cu tot felul de lucruri. Dar indiferent cum sunt vremurile, cât am fi noi de bombardați, aș vrea să spun din partea lui Dumnezeu că dumneatale, că tu ca tânăr sau ca fată tânără poți să trăiești curat. Pentru că Dumnezeu e cu tine și Dumnezeu nu te lasă singur și nu te lasă singură. Ne-a promis puterea Duhului Sfânt. Și dacă lumea este preocupată de materialism, dacă lumea se iubește pe sine, dacă lumea merge din rău în mai rău, noi avem alte preocupări. Duhul Sfânt spune că prorocește prin noi. Duhul Sfânt ne dă vedenii, ne dă visuri. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are alte lucruri care să ni le descopere nouă și să ne întărească și să ne umple cu putere ca să rămânem credincioși și sfinți lui Dumnezeu până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit dar să stăm ridicați și încheiem această seară, încheiem această părtășie rugându-ne lui Dumnezeu. Doamne, trăim aceste vremuri, dar bazați pe cuvântul Tău scris, bazați pe ceea ce Tu ai spus, vrem să ne agățăm de promisiunea Ta, că ai spus că vei fi cu noi și vrem ca Domnul să fie cu noi. Și când va veni ispita, mâine sau poimâine sau nu știu când va veni, să știi că Domnul e cu tine să te scape. Și de-ar cădea 1000 la dreapta și 10.000 la stânga, spune, de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii. Și vei vedea răsplătirea lui Dumnezeu. Să vă aduc aminte de Daniel, care era în Babilon, care era într-un mediu corupt și unde a ajuns? A ajuns tocmai la palat. Și ce era pe vremea aceea la palat, cum e și în vremurile noastre. Acolo, vai de mine, acolo putem spune urâciurea puștirii, atâta de străbălare, atâtea lucruri și el a fost acolo ca și demnitar, dar a rămas curat. A rămas omul lui Dumnezeu, indiferent de contextul unde ești, poți să fii copilul lui Dumnezeu, poți să te reiești curat, că Dumnezeu e cu tine și ți-a promis puterea Duhului Sfânt. Stai înaintea lui Dumnezeu, nu pleca fără Dumnezeu, pleacă cu putere, încarcă-te cu puterea lui Dumnezeu ca să trăiești o viață sfântă în aceste vremuri grele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.